când crezi că nu mai poți fi șocat ca ziarist, iată, apare surpriza. Stăteam ieri de vorbă cu un deputat din Comisia de Buget Finanțe, Vasile Cocoș, și îl întrebam ce mai face sau ce o să facă în vacanța parlamentară. Și mi-a spus, domnule, aș vrea să dau audiențe, pentru că îmi place să stau de vorbă cu oamenii și să îi ajut, numai că m-am întâlnit cu un coleg mai tânăr, foarte experimentat și foarte smart, așa, îl cheamă Mircea Drăghici și vorbeam despre audiențe. Iar colegul Mircea Drăghici mi-a spus că a avut sau a vrut să aibă multe cabinete parlamentare, dar a lăsat-o un pic mai moale, pentru că este posibil ca atunci când încearcă să ajute un om care vine în audiență și intervine pentru el la o instituție a statului, să apară un procuror care să vorbească despre trafic de influență. Trebuie să recunosc că am fost șocat. Vrei să-ți ajuți un concetățean, vine la tine ca parlamentar să-ți ceară un sfat, o mână de ajutor, tu dai un telefon sau trimiți o adresă și, într-adevăr, ar putea cineva să vină să te acuze că ai vrut să obții capital politic pentru asta. Iată, în această situație s-a ajuns la acest grad de suspiciune în ceea ce îi numesc Republica Procurorilor. Într-adevăr, trebuie să se schimbe ceva în statul de drept.